Președintele Alexandru Lukashenko a câștigat al cincilea mandat de președinte al Belarusului după alegerile prezidențiale desfășurate duminică. Aflat la putere de 21 de ani, Lukashenko a fost reales ieri cu 84% din voturi, alegeri prezidențiale în cadrul cărora a avut ca adversari trei candidați practic necunoscuți. Iar rata participării la alegerile prezidențiale a fost de 87%. Acuzat frecvent de încălcarea drepturilor omului, reprimarea opoziției și cenzurarea presei, Alexandru Lukashenko și-a înmulțit în ultimele luni gesturile de bunăvoință, eliberând în cursul verii ultimii deținuți politici din Belarus. Prin urmare, Uniunea Europeană intenționează să ridice sancțiunile care i-au fost impuse din 2011 lui Alexandru Lukashenko și colaboratorilor săi.